Așa pot să vă zic că după primii câțiva metri de condus, mașina pare super în regulă. Se simte ca o mașină foarte normală. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan, eu verific mașini de 11 ani, iar astăzi vreau să vă prezint un Seat Leon, ce anume mașina asta din spatele meu. Dacă vreți să ne deveniți clienți și voi, să verificăm mașini și pentru voi, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp. Și în primul rând, dacă toți sunt aici la secțiunea asta, vreau să vă mulțumesc că ne sunteți clienți și mulțumesc că ne sunteți subscriberi. Bine, haideți să dăm drumul la treabă, este dimineață, e toamnă și e frig. Cam așa arată acest Seat Leon, este vorba despre o mașină din 2013, motor de 1.4 TSI de 125 de cai, 114.000 de kilometri, prețul vi-l zic pe parcurs. În principiu mașina arată foarte bine. Eu aș lua așa la prima vedere o mașină care are folie pe stopuri, care are folii peste tot. Asta înseamnă că proprietarul chiar a ținut la mașina asta și în general proprietarii de Seat, nu știu de ce, dar parcă țin mai mult la mașini. Avem aici o extorsiune a unui degajament, dar nimic grav, horror unghiile mele. Așa. Și per total a zice că asta este o mașină frumoasă. Are și Xenon, are și ceva dotări. Mie mi se pare super, super decentă. Folie, după cum am zis, folie pe faruri. Și acum trecem la partea de incidente. Toată mașina asta este revopsită. Avem ceva kit pe capotă, în jur de 700 de microni. Toată laterala asta este revopsită și avem ceva kit cam de aici până pe aici. Deci aici probabil a hârșit un parapet, un ceva s-a întâmplat acolo. Ca parte din procesul de verificare, noi verificăm inclusiv stâlpii. Aici avem o revopsire foarte ușoară, mai degrabă o gazare, aș zice, dar nimic grav, pe cealaltă parte e ok. Aici avem folie de carbon montată ok-ish, bine, se putea și mai bine. Și am verificat și ceilalți stâlpi, deci mașina n-a fost afectată pe structură. O să ne uităm imediat și pe un raport car vertical, să vedem dacă raportul bate cu realitatea. Și apropo, dacă toți suntem aici, ați putea estima valoarea acestor daune? Bine, ele n-au fost făcute deodată, deci mașina nu este vopsită integral deodată, dar înainte să vedeți raportul, estimați daunele. Bun, cam așa arată și un raport car vertical pentru mașina asta. Daună detectată 2017 pe kilometri, nu știu dacă o să ne zică prea mult, 114.000. Asta de 114.000 în 2021, deci a stat. Atât avea mașina anul trecut și ați văzut cum arată pe dedesubt. Asta ne-a zis și vânzătorul, băi, mașina a stat foarte mult și nu a mers. Daune. Deci daunele astea, costuri estimate. Păi în primul rând, dacă sunt toate daunele astea, estimarea voastră a fost corectă, dar aici nu știu ce s-a întâmplat, car vertical n-a făcut rost de informațiile potrivite sau în bazele de date ale companiilor de asigurări sunt înregistrări eronate. Pentru că să revopsești o mașină n-are cum să coste 3.000 de lei. Hai să fim serioși. Bine, pot să vă fac eu cu 3.000 de lei, că am experiență, mi-am vopsit scooterul cu spray-ul. Dar câte doze de spray cumperi tu de 1.500 până la 3.000 de lei? Deci, evident, aici este o eroare undeva pe partea de asigurări. Știu că mulți dintre voi ziceți, bă, car verticalul ăsta n-ajută, ce e asta, e o aplicație, îi dăm judecată, nu știu ce. Dar până la urmă, astea sunt date de la compania de asigurare, tată, și de la servisuri. Car vertical doar face rost de date și atât. Știați chestia asta sau nu știați? Sau vă mirați? Bine, deci până la urmă avem un mic ajutor pe partea asta, dar da, aici cu siguranță este o eroare. Așa, parbrizul ăsta deja a fost schimbat odată, este un parbriz din 2016 și a pățit aici ce pățesc parbrizele în general, se crapă. Și nu știu cât costă un parbriz din ăsta, dar probabil nu se găsește foarte ușor. Dragilor, ăsta este motorul de 1.4 de 125 de cai, distribuție pe lanț. Acum, noi nu suntem la prima pornire, aș fi vrut să fim la prima pornire să vedem dacă se aude sau nu se aude
lanțul, dacă are un zdrângănit dimineața sau nu. În cazul în care are, ar trebui înlocuit. Costă între 1500 și 3500 de lei, depinde dacă înlocuiești tot sau nu înlocuiești tot. Aici în față arată destul de ok. Stai să văd dacă mai am lanterna cu mine. Așa, cum ziceam, aici în față arată destul de ok. Avem aici o pierdere, o transpirație de ulei, dar apare ulei cam fresh, adică nu e murdar. Posibil să fie ulei de la ultima revizie și vreau să vă arăt și uleiul. Cam așa arată un ulei proaspăt schimbat. Și ăla de acolo nu e murdar. Posibil să fi turnat cineva pe lângă, posibil, nu știu. Așa, în rest, ăsta este un motor care nu este prea fiabil. Am făcut un episod separat despre această motorizare. Uneori mai cedează pompa de benzină, uneori actuatorul de la turbosuflantă, am zis lanțul de distribuție. De obicei există o eroare de nesincronizare arbore cotit cu axa cu came. În cazuri de astea. Deci există tot felul de chestii la care trebuie să fii atent la motorul ăsta. Mie îmi place cum trage, îmi place cum sună. Deci eu mi-aș lua așa ceva, dar v-am zis, nu e chiar fiabil. Probabil ai ieși mai bine cu un motor de la Honda, să zic, care este aspirat, nu trage la fel în turații joase, dar îl consider mai fiabil. Și totodată ăsta nu este un motor care consumă puțin. Am făcut la un moment dat un test cu o Mazda electrică și a venit cineva cu un motor 1.4, alea era 150 de cai, ce drept, dar ăla a consumat dublu față de toate aspiratele din test, adică cu aceeași viteză, pe aceeași rută, cu aceleași dimensiuni la roți. Bine, hai să trecem mai departe. Motorul ăsta pare ok, n-are nicio scurgere. O să ne uităm și pe elevator mai târziu. Fluidele sunt la nivel. Aici, după cum puteți observa, există urme ale faptului că această capotă a fost dată jos. Probabil s-a întâmplat ceva, dar trebuie să vă zic, revopsirea este făcută destul de bine. Mici urme de gazare, dar nimic grav. Acum, în primul rând, o să conducem mașina la momentul ăsta al testului și apoi o să o băgăm în hală să ne uităm pe dedesubt, ne conectăm cu testerul apoi și tragem o concluzie. De fapt, cu testerul ne conectăm întâi acum, să vedem erori, dacă trebuie șters ceva sau nu, mergem cu ea și ne întoarcem la hală. Hai că avem treabă! Așa, acum suntem în interiorul mașinii, înainte de a merge în drive test. Și apropo, volanul se ține semi-ok în mână așa. Bun, dar ce ne interesează pe noi este faptul că sunt multe, multe, multe erori. Cele mai multe sunt erori de baterie. Vedeți voi, ca să revopsești o mașină, trebuie neapărat să deconectezi bateria. Altfel e posibil, nu știu, să-ți facă un scurt, ai vapori aia inflamabil și nu e ok, poți să bubui sau să iei foc. Bine, în principiu când faci mai multe operațiuni la o mașină, trebuie să deconectezi bateria și deconectând-o apar tot felul de erori pe tot felul de sisteme. Având în vedere chestia asta, trebuie să ștergem toate erorile astea și apoi să mergem cu mașina și să ne mai conectăm o dată ca să vedem dacă există vreuna pe bune sau nu. Bun, înainte de a merge cu mașina, vreau să vă arăt această pernuță custom. Pot să și dorm pe ea. Și e făcută aproape din același material, adică aproape nu-ți dai seama. Și e foarte interesantă. Încape super bine între scaune. Adică e făcută de cineva care și-a iubit mașina. Așa, ce mai avem pe aici? Mai avem o folie pusă pe zona asta. Sistemul de infotainment de la VAG. Scaune încălzite avem? N-avem. N-avem. Așa, volanul ăsta, eu nu sunt așa mare fan al volanelor de la Seat, nu știu de ce. Cel puțin ăsta nu-mi place. Aici am scos plasticul ăla ca să mă conectez cu OBD-ul. Și acum, după ce m-am uitat, așa în mare, pe motor, cutie de viteze, ABS și așa, hai să mergem cu mașina. Așa pot să vă zic că după primii câțiva metri de condus, mașina pare super în regulă. Se simte ca o mașină foarte normală și destul de închegată, aș zice. Și fost tentat să mergem pe acolo, dar dăm de trafic undeva. Sunt
scaunele astea par super confortabile. Și în rest, asta este o mașină care se conduce foarte ușor. Așa, dacă toți suntem aici, la bucata asta, și avem timp de stat în trafic, cum e interiorul ăsta? Băi, e mișto. Pare puțin mai prost făcut decât Golf-ul, dar parcă mai bine făcut decât o Skoda, nu știu exact. Nu prea mă încântă pielea asta de pe volan, pare așa cam cheap, ieftin pentru vorbitorii, nevorbitorii de engleză, dar așa per total îmi place că are coloana de direcție reglabilă pe profunzime și se mișcă destul de mult. Adică poți să-ți faci o poziție destul de faină la condus. Bordul ăsta e lucios. Bine, dar nu pui mâna aici. Și interesant este că în Seat este multă mașină în jurul tău. Adică pare că are geamurile cumva mai mici decât un Golf. Deci e mai mult mașină decât geam. Și acum drept. Așa, acum mașina este pe elevator și uitați cam ce are Seat-ul ăsta. Cauciucuri bune, discuri super bune, plăcuțele nu se văd și sunt super bune și ele. Astea pe față sunt DOT 2018, iar pe spate avem DOT 2020, la fel cauciucuri de vară în stare foarte bună. Și la fel și discurile. Discurile și plăcuțele au fost schimbate la 100.000. Acum, nu știu dacă vedeți voi, dar când mașina este sus pe elevator, altcumva poți să vezi părțile astea de jos ale mașinii și revopsirile devin mult, mult mai vizibile. Cum arată un astfel de Seat pe dedesubt? Păi are rugină. E normal, pentru că mașina mai mult a stat în ultima perioadă. Asta este rugină superficială, la fel ca și la Fordul nostru Focus, dacă vi-l mai amintiți, sărăcuțul de el. Și în principiu e cam la fel. Poate ăsta arată un pic mai bine. Bine, Fordul nostru era din 2011 sau e din 2011. Ăstea nu știu dacă merită antifonate, să te chinui cu soluție de aia. Aici mașina este super uscată, frate, cum este și bine să fie. Avem rugină superficială pe suspensia față, pe aici. Cam multă rugină, nu știu. O fi fost dintr-un loc mai prost sau... Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar clar n-a stat în apă, că trebuia să ruginească și brațele. Dar e ok în general, adică nu. Asta poate așa antifona-o. Sunt curios dacă vrei să desfaci pe aici ceva, șuruburile astea, cum le desfaci. Te chinui ăsta, stai să te chinui super mult. Deci la un eventual schimb de pivot sau așa ceva, cu siguranță manopera o să fie mai scumpă, pentru că o să fie mai greu de desfăcut. Nu știu cum le desfaci pe astea. Așa, pe aici vedem că este all good. Lonjoroanele în stare bună. Bara față se vede că a fost ea revopsită, dar în rest arată super bine. Și pe aici totul este super uscat, cum este și normal să fie. Deci, per total, eu declar mașina asta în stare ok. Aici poate aș fi schimbat șurubul ăsta. Bine, curge super puțin, dar tot l-aș fi schimbat. Așa, iar aici în față n-arată rău. Cam asta este mașina. Urmează acum să o dăm jos de pe elevator, să ne mai conectăm o dată cu testerul și să vedem actele. Iar la final tragem o concluzie. Bun, cam așa arată și testerul după drive test. Practic nimic grav. Media player și radio. Pe partea de voltaj. Astea sunt mici erori, nu prea are rost să le investighez, mai ales dacă totul merge bine. Bun, pe partea de acte avem aici și un deviz cu un dosar de daună. Asta ne ajută. Și, în principiu, tot felul de reparații, tot felul de facturi, dar nimic grav. Dragilor, asta a fost verificarea de astăzi cu acest Seat Leon. 7700 de euro, mașină din 2013, costă 14.000 de kilometri, nimic grav,
practic la mașina asta, în afară de faptul că a avut tot felul de daune, dar nu pare ceva grav, adică mașina e dreaptă, merge bine, n-a fost afectată structura și până la urmă întrebarea este, ați dat 7700 de euro pe mașina asta? Și dacă nu, că probabil n-ați da, așa, ce v-ați luat altceva în schimb? Ce ați putea găsi cu 7700 de euro? Ceva echivalent, știi? Aveți niște sugestii? Vreau să mă lăsați sugestiile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Și cu asta încheiem acest episod. Mulțumesc că v-ați uitat la acest episod cu mașina potrivită. Mulțumesc că ne sunteți subscriber și mulțumesc că ne sunteți clienți. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa! You are